Vreau să vin cu un mesaj de mulțumire la toți cetățenii din Republica Moldova și tuturor cetățenilor, din Vulcănești până la Lipcani, tuturor care se află în diaspora în UE, în Federația Rusă, în Statele Unite ale Americii. Au apărut pe rețele de socializare doar într-o săptămână mii de video în susținere în adresa mea pentru a candida la funcție de președinte. Eu vă mulțumesc pe toți pentru această, pentru această susținere și, cum am spus eu, de ziua independenței, așa să fie, cred că, corect, împreună cu dumneavoastră și cu toată țara, un lau decizia. Și încă o dată, nu pentru a participa, cum spun unii, dar pentru a învinge.